spectacol pe municipal într-un meci în care elevii lui Ovidiu Tică și Alin Durdun au înnodat liderul Ligii a 4-a ACS Poiana Lacului. Pe o vreme câinoasă, cu vânt și ploaie, mușcelenii încep temător meciul. A fost primul sfert de oră al reprizei când cei de la Poiana Lacului au încercat să intimideze adversarul cu atacuri consecutive la poarta Interului. Câteva șuturi pe poartă, o bară și de o parte și de alta, până în minutul 40, când mușcelenii reușesc, după o construcție minuțioasă, pornită de la mijlocul terenului, să înscrie prin Alexandru Stancu primul gol pentru Inter. Din acel moment, ceva s-a întâmplat, mușcelenii au simțit că pot încerca mai mult. Înainte de a se fluiera finalul primei reprize, Ionuț Robu driblează tot ce apare în față și reușește un gol spectaculos. În cea de-a doua repriză, mușcelenii au făcut spectacol, demonstrând că echipa este una sudată și cu mare potențial. Practic, jucătorii de la Poiana Lacului nu s-au mai apropiat de poarta gazdelor. În minutul 60, Nicolae Ticuleasa înscrie cel de-al treilea gol pentru Inter, reușind la doar 10 minute dubla. Pe finalul celei de-a doua reprize, Andrei Pătrănoiu închide tabela de marcaj la scorul de 5-0. În urma acestei victorii, ACS Inter Câmpul Lung urcă pe prima treaptă a clasamentului cu cele 16 puncte obținute în cele 7 etape, urmată de ACS Victoria Buzoiești cu 15 puncte. La coada clasamentului Ligii a 4-a Argeș se află ACS Bălilești cu 0 puncte. Etapa viitoare, a 8-a, Inter Câmpul Lung va face deplasarea la Lerești, unde va întâlni pe stadionul din localitate ocupanta locului 13 din clasamentul Ligii a 4-a AS Lerești. Rezultatele complete ale meciurilor din Liga a 4-a, etapa a 7-a. ACS Inter Câmpul Lung, ACS Poiana Lacului 5-0. CS Delere Pitești, ACS Energia Stolnici 1-0. ACS Costești, ACS Speed Academy Pitești 3-1. ACS Viitorul Bârla, CS Mioveni 2-3. CS Sporting Pitești, AS Lerești 2-0. AFC Juventus Victoria 1992 Bascov, CS Rucăr 1-3. ACS Bălilești, ACS Victoria Buzoiești 2-7. CSC Suseni a stat.